că tot v-am lăsat să-mi vedeți stilul de viață, o să mai mergem într-un loc. Suntem pe Calea Victoriei, în fața unui magazin de bijuterii de lux. Este singurul din țară, așa că abia aștept să văd ce găsesc înăuntru. Haideți să intrăm. Bună seara! Eu sunt Lorena, îmi pare bine. Andrei, îmi pare bine. Vezi un magazin foarte frumos. Mulțumesc. Sunt lucrator manual din Email. Partea colorată este emailul de care vorbim. Realizat din cristale de sticlă, cristale minerale și pulbere de aur de 24 de carat. Există mai multe variante de culori, noi spunem colecții. Cum crezi că ți-ar plăcea să fie mai... Sunt niște brățări foarte frumoase. Nu vrei să încerci? Dar ce mai simt? Cred că îmi trebuie o mărime puțin mai micuță, pentru că ai încheiatura foarte fină. Din ce sunt aceste modele? Din sticlă lichidă, din email, email se numește. E de fapt o pulbere de sticlă prelucrată la temperaturi foarte mari, peste 800 de grade. Vă plac? Sunt onorată că port aceste brățări. Cred că mulți sunt invidioși pe mine acum. Dacă tot sunt aici, aș vrea să văd și un ceas. Și mi-a atras atenția acest inel. Nemaipomenit. Și știu că o să-ți placă, pentru că întotdeauna diamantele sunt cele mai bune prietene ai mei. Este super. Și se potrivește. Și mi-e bine foarte bine. Și imediat găsesc și un ceas. Mărățara poate fi ajustată, bineînțeles, dacă e prea lejer. Este super acest ceas. Este foarte frumos. Unde poți să port aceste accesorii? Într-o zi obișnuită, într-o zi la serviciu, de exemplu, dar nu pe toate odată, eventual. Sau dacă vrei să porți mai mult, să fii așa, dacă vrei să porți, de exemplu, ambele brățări, cred că cel mai bine de aia să-mi dau ochii mai prese. Întotdeauna am spus că... Și bănuiesc că trebuie să merg și cu banii gardă după mine, că sunt foarte valoroase. Fetelor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Într-adevăr, deosebite bijuteriile la care te-ai uitat, ne spunea doamna care te-a ajutat că le poți purta oricând, chiar și la servicii. Cred că sunt puțin cam prețioase pentru a le purta zilnic, nu? Asta ziceam și eu, trebuie să-mi iau și bodyguard-ul ca să fie o siguranță. La cumpărături prin piață, cumpărând zarzava sau alte lucruri cu astfel de bijuterie. Dar ți s-au potrivit stilului tău? Da, au fost foarte frumoase și am luat și eu câteva. Câteva? Da. Foarte, aș fi vrut să te întreb de ce nu ai venit și astăzi cu ele, să le putem admira și noi, dar sunt convinsă că nu s-ar fi potrivit vestimentației, nu? S-ar fi potrivit vestimentației pentru că erau colorate, însă n-am putut veni cu bodyguard-ul. Fără bodyguard, dacă ai cumpăr astfel de bijuterie, nevoie mult să existe și un bodyguard. Arată foarte bine bijuteriile acestea, foarte colorate. Calitate foarte bună, este o marcă foarte cunoscută. Da. Apreciată, dar și destul de inaccesibilă. Da, este destul de inaccesibilă, nu este pentru un buget obișnuit, pentru că sunt fiind niște bijuterii de serie mică. Și din materiale prețioase, deja intrăm într-o zonă ceva mai exclusivă. Am înțeles. Te spuneai ceva mai devreme că se poartă foarte multe brățări, nu? În general, da. Vara, cred că purtăm ceva mai multe brățări decât în... Dar e un nou trend acum, dacă ne uităm în presă, atât la vedetele autohtone, cât și în străinătate, pe mână, mâna dreaptă, mâna stângă, în general. Vara nu trebuie să porți bijuterii pentru că este foarte cald, te prinde, pe mine mă prinde soarele cu bijuteria, de exemplu, cu asta, da. Și mă bronzez așa. Și indicat este să nu îți pui pe tine. Depinde dacă te prinde soarele din mers, că pe mine nu, eu nu mă bronzez din mers. Tu nu te bronzezi niciodată? Nu. De ce?
Doar dacă stau la soare, așa, pe stradă, nu mă ia. Am văzut persoane care, dacă merg pe stradă și au un tricou, imediat rămân cu... La mine nu se întâmplă. Da, depinde de ferme. Dar mi se pare și vara interesant, că având un maieuz, trebuie să pui niște accesorii care să iasă în evidență. Și un maieuz simplu fac diferența. E adevărat. Dacă tot vorbim de accesorii, nu știu, mergeți mai mult pe zona accesoriilor scumpe, de firmă, sau după ce criterii, de fapt, alegeți voi accesoriile? Deci, aceeași... Să fie frumoase și da, să mi se potrivească în mine. Atât. Te investești în bijuterie, în adevăratul sens al cuvântului. Foarte rar. Foarte rar. Pentru că, încă o dată v-am spus, am noroc că primesc foarte mult. Bijuterii primești? Da, și de la soțul meu primesc. Oh, ce da, frumos, ce frumos. Ineluși, da. De obicei, pandantiv cu, da, cu... Dacă e set, să fie set, să nu? Să fie set, da. Mi se pare corect. Pentru că el nu se pricepe să îmi fac alte cadouri și preferă să facă investiție. Dacă cumper o bijuterie unei doamne, nu dai greș niciodată, știi? Absolut. Cu alte lucruri te-ai putea să riști. Da. Dar la bijuterii nu știu, cum spuneam, diamonds, nu? Da. Diamantele. Carmen, la tine? Eu nu investesc foarte mult bani în bijuterii. Singurele care le am așa mai prețioase, la fel le-am primit. Eu mie îmi plac genul acesta mai colorate, mai de efect, gablonțurile în general. Gablonțurile. Da. Sunt de mare efect și dacă toți vorbim de lucruri de genul acesta, ați văzut că avem și noi aici o mini expoziție, hai să spunem așa, de bijuterii. Îmi place. Diana este responsabilă, ca să-i spun așa. Diana, te rog frumos cu microfon, poți să vii aici alături de mine? O să ne oprim aici în mijloc și o să putem admira bijuteriile. Îți admiram și